Mașina jandarmeriei staționează periculos și ilegal în stație. Și în loc să pornească girofarul, a pornit luminile de avarie. Autobuzul a oprit pe banda a doua și a lăsat pasagerii. Jandarmii operează fără șapcă, unul fără mască și fac proces verbal unui cetățean care spală parbrizuri și încearcă să câștige un ban. E adevărat că stă în mijlocul carosagului și cam periculos. Dar și jandarmii încalcă. L-au lăsat. Nu știu cu ce argument, dar eu convins și l-au lăsat. S-a terminat avaria. Sau încă nu. Sunt patru jandarmi în mașină și numai unul poartă mască. Când legea obligă toți să aibă mască. Și niciunul nu poartă centura. Din patru jandarmi în mașină, numai unul poartă mască și niciunul din ăștia doi din față nu poartă centură. Și voi vreți cetățenii să respecte regulile și legile? De unde? Și pentru ce? Legile sunt făcute pentru proști, o să creadă lumea. Centură și mască. Obligatorie pentru toată lumea, inclusiv jandarmi. Hai de unde? Ei cred că s-au mutat, s-au dus tare departe. Să vă arăt numărul lor. 41478. Poate vede șeful, șefa și îi pune la respect. Pa. Faceți un protest, scrieți-o anonimă la Curaj TV. Garantăm anonimatul sursei.